Iarna care vine, conform prognozelor mai multor servicii meteorologice ruse, va aduce temperaturi anormal de scăzute în Europa și s-ar putea să fie chiar cea mai rece din ultimii 100 de ani. Potrivit prognozei bazate pe calculul indicilor climatici, va exista un proces de transfer al maselor de aer arctic în Europa, rezultând geluri anormale. În plus, în timpul acestei perioade se va produce o scădere a activității solare. Un alt semn care arată că vom avea o iarnă rece este așa numită oscilație nord-atlantică, adică variabilitatea climei în Atlanticul de Nord, care se manifestă prin schimbarea temperaturii de la suprafața mării. Meteorologii români spun că vom avea 0 grade Celsius în luna noiembrie. Temperaturile medii lunare se vor situa peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării în luna septembrie. În octombrie, cantitățile lunare de precipitații vor depăși în general mediile climatologice, exceptând sud-estul și estul teritoriului, unde vor fi apropiate de normal. În noiembrie, temperaturile aerului vor fi apropiate de mediile multianuale, iar în sud și sud-est sunt estimate valori peste cele normale. În centrul și nord-estul țării sunt posibile cantități de precipitații peste mediile climatologice, în timp ce în sud vor fi în general deficitare.